Începând cu data de 18 februarie, s-au reluat lucrările de reparații la partea carosabilă pe autostrada București-Constanța, sectorul Fundulea București, după cum urmează. Lotul 1, calea 2, Fundulea București, între kilometrul 17 plus 350 și kilometrul 11 plus 500 și lotul 2, calea 2, Fundulea București, între kilometrul 33 plus 100 și kilometrul 27 plus 150. Astfel, traficul va fi deviat de pe calea 2 Constanța-București, pe calea 1 București-Constanța și vor fi instituite restricții de viteză la 60 de km pe oră. De asemenea, se va închide nodul rutier de la kilometrul 15 plus 350, ce face accesul la și de la localitățile Cernica și Bălăceanca și se va restricționa circulația pe breteaua de ieșire din A2 în DN Centura București pe sensul Constanța-București. Participanții la trafic de pe sensul Constanța-București care vor să circule pe DN Centura București vor trebui să întoarcă la intersecția cu sens de la kilometrul 10 plus 500. Precizăm că se va interveni și la rosturile de dilatație ale podului Tanganu de la kilometrul 18 plus 350. Lucrările au ca termen de finalizare data de 27 mai, însă în perioada 28 aprilie-3 mai nu se vor executa lucrări și nu vor fi instituite restricții de circulație. Se face apel la conducătorii auto să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte restricțiile instituite temporar.